Toată lumea a auzit de Grinch. Este personajul creat de Dr. Seuss în cartea Cum a furat Grinch Crăciunul și este acel spiriduș țâfnos care locuiește undeva într-o peșteră pe vârful muntelui și care, sătul de a-ți sta gărăgie de Crăciun, se hotărăște să-l strice. Oricum, el are inima cu două numere mai mică, așa s-a explicat tot ce se întâmplă, iar Jim Carrey l-a întruchipat într-un mod savuros în filmul cu același nume. Bad Santa este un alt film în care un alt actor celebru, Billy Bob Thornton, întruchipează un moș rău, moșul cel rău, împreună cu un altul, deghizat în Moș Crăciun și elful său, colindă prin magazine pentru a câștiga bani. Dar un băiat de 8 ani îi învață ce înseamnă cu adevărat Crăciunul.